Bună ziua sau bună dimineața! Astăzi aș vrea să discutăm un pic despre ceea ce se cheamă, hai să-i spunem în felul următor. Cum ar fi dacă ar exista câteva sosii alu Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu, dar care nu ar fi președinte de țară, dictator, tiran și toate cele, și cum ar avea loc congresele. Știți cum făcea Nicolae Ceaușescu? Dragi tovare și prieteni, ne-am adunat astăzi la congresul numărul 23 să discutăm problemele esențiale ale țării. Și importante pentru a noastră patrie. Bun. Sau cum semna doamna Elena Ceaușescu? Academician, doctor, chimist, Elena Ceaușescu. Bun. Aceasta e prima comparație. Deci, iei exemplu. Următorul exemplu este despre faptul cum ar fi un președinte de, hai să zicem, de companie, director sau orice altceva pentru sosiile lui Nicolae și Elena. El. Dragi colegi și acționari, ne-am adunat astăzi în această ședință extraordinară să vedem ce facem cu a noastră companie. După care începe. Am ascultat, știți cum era în timpul Revoluției, cum spunea Nicolae Ceaușescu, am ascultat înregistrările și s-au auzit agenturile străine, la care, în partea cealaltă, comparația cu președinte de companie. Haideți să vedem. Am ascultat la radio și la televiziune, sau la radio-televiziune, și am verificat și pe internet că va veni o perioadă foarte grea pentru a noastră companie. Bun. Și trebuie să luăm aceste măsuri urgente în momentul de față. Bun. Acum să revenim. Dacă e doamnă. Cum semnează? Inginer, chimist, bine că nu e doctor, academician și toate cele. Am cam îmbolinat-o, nu? Și cu toții vor să fie doctori, honoris causa, președinte, consiliu județean, mai știu eu ce, orice îți dorești tu. Înțelegi? Nu știu dacă înțelegi ce vreau să spun în momentul de față. Dar e o situație super nașpa și super critică. Pentru că ajungem la chestia aceea. Să o crezi tu că o să mai avem noi un tribun ca Nicolae Ceaușescu
Și el era Ceaușescu, dictator împușcat. Și ce vrei să fii? Director de companie. Președinte de companie. Păi, la răspunsul acesta, pentru că sunteți o sosie a domnului președinte, care ținea congresul al 23-lea al Partidului Comunist Român, nu o să ajungeți în această țară director. Punct. Iar fata care se crede academician, doctor, inginer, chimist și ce mai vrei tu, iar peste cadavrul nostru, așa zic toți, acum tu doar te trezești, dar sunt alții treziți în față, peste cadavrul nostru, așa zic ceilalți. PNL-ul, USR-ul și toate cele. Acum el o să plângă și o să spună că s-a săturat de viața asta. Ea e o singură viață. De vrei să fii director și chiar te duce cucu, capul, căpățâna. Așa. Nu poți decât să faci în felul următor. În altă țară, gogule, în altă țară cu altă limbă. Ca aici ești împușcat de toți.